Ne bucurăm pentru această seară în care Dumnezeu, prin harul Lui, ne-a binecuvântat, nu-i așa? Sunteți frumoși și cred că e mai bine la adunare, fiindcă aici îl întâlnești pe Domnul. Alții merg să întâlnesc oameni, vedete, sunt sărbători la multe biserici în Londra și posibil mulți au mers să sărbătorească acolo, dar noi sărbătorim prezența lui Iisus în locul acesta. Și asta ne umple inima și viața de credință, ca și săptămâna care urmează să slujim pe Domnul. Amin? Câteva anunțuri, după care aș vrea să îl invit pe fratele Mircea Ureche să aibă o mărturie, felul cum Dumnezeu l-a binecuvântat sau l-a păzit. Și-am vrea după mărturia lui să ne rugăm pentru el, să ne rugăm pentru tinerii bisericii, fiindcă ei sunt viitorul și prezentul. Domnul să-i întărească. După cum bine știți, programele bisericii sunt cunoscute de noi. Lunea și joia avem rugăciune, de aceea în seara aceasta am văzut frați mai înfocați. Biserica are 6-7 servicii pe săptămână, așa că faptul că vii o dată pe săptămână nu e suficient. Dacă suntem plini de râvnă, putem veni și lunea, și marțea la cor, și miercurea, și joia, și vinerea, și sâmbăta, și duminica de două ori. Parcă devenim atât de căldicei că nici duminica nu mai vrem să venim de două ori. O dată ne ajunge. Asta este generația în care trăim și am vrea ca Dumnezeu să ne sensibilizeze și să fim mai apropiați, mai sfinți, mai curați și mai dedicați Domnului. Și Dumnezeu să ne ajute, cum spunea că părinții noștri, și de fapt eu așa am trăit, plecam la 9 dimineața în adunare și ieșeam la 4-5 seara. Nu dau seama cum am rezistat, așa a fost. Și uite că Domnul ne-a binecuvântat. Dar sunt alte vremuri și cu toate acestea trebuie să stăm aproape de Domnul. Săptămâna viitoare, ceea ce este foarte important să știți, este faptul că joi seara, după rugăciune, este și studiu biblic, învățătură. Vineri avem de asemenea tineret și în paralel cu tineretul avem o întâlnire cu bărbații în sala Biserica lui John. Vine un frate din Spania pe care îl cunoaștem, Ștefan Balic, un misionar și un păstor și vrea să stea de vorbă cu bărbații viteșii Domnului, să ne învețe despre războiul spiritual. Nu tinerii, tinerii vor avea programul lor, în paralel cu tinerii va fi în sala alăturată. Haideți să ne motivăm și să venim să fim învățați și educați în direcția aceasta. După cum bine știți, un eveniment important săptămâna aceasta este conferința cu femeile. Sâmbătă la ora 4 va începe mai devreme la 4, fiindcă sunt două sesiuni. Surorile sunt chemate să vină la părtășie, la adunare. Vom avea oaspeți din România, sora lui Denisa. Ne rugăm ca surorile să fie îmbogățite, să fie îmbelșugate în ceea ce privește spiritualitatea noastră. Și atunci, dacă vom avea soții, surori credincioase și pline de cuvânt, vom avea și o biserică puternică. Familii, soții puternice, biserici puternice. Domnul să ne ajute. Amin? Amen. Ne gândim despre duminică. Duminică vom avea un timp de recunoștință pentru un an, zbuciumat pentru mulți. Duminică de la ora 10 dimineața vom avea primul serviciu de mulțumire, de la 10 la 12. 12 poate și un sfert. Dar nu vom încerca să abuzăm, să avem două ore de slujbă. După timpul de dimineață am vrea să stăm la masă, la părtășie și să mâncăm sarmale, cu alte cuvinte. Dar pentru aceasta ai nevoie de voluntari, săptămâna aceasta, poate vineri, surorile care știu să facă sarmale, se ia legătura cu cine? Alin se răspunde de departamentul ăsta, dar, nu știu, Delia, Dana, Mirela, vă vorbiți între dumneavoastră și încercați să vă mobilizați pentru a putea face cât de multe sarmale. Și am înțeles că după aia le puteți împărți pe vase și le puteți fierbe la cine vrea acasă. Problema este din cauza că sâmbătă e conferință cu femeile, de aceea probabil va trebui vinerea să vă mobilizați și sâmbătă dimineața. Deci, cei care vin dimineața vor mânca sarmale, cei care vin seara vor fi vegetariani, vor mânca fructele. Și seara avem ziua de mulțumire de la 5 la 7, haideți să fim, să fim la adunare și seara, fiindcă și seara Domnul are ceva plăcut pentru voi. Amin? Amen. Fratele Mircea să vină și să
aibă mărturie și să ne rugăm pentru el. Cei care nu știți, ieri am plinit 18 ani. Așa că este bărbat de acum încolo. Domnul să-l facă un viteaz și prin el Dumnezeu să lucreze în această adunare. Poți să urci? Slavă Domnului! Are cineva o cântare sau o poezie? Nathan? Ceea ce trebuie să înțelegem este să încurajăm lucrarea cu copiii. Să nu uitați, joi este de asemenea cor, dar ne apropiem de luna decembrie, când vom avea multe evenimente de colinzi. De aceea încurajați copiii să vină la școala duminicală și să învețe cântecele și de asemenea să știm că cu cât suntem mai pregătiți, cu atât lucrarea Domnului este mai bună. După mărturia fratelui Mircea, vom asculta în această seară cuvântul Domnului prin fratele presbiter Andrei Munteanu. Ne rugăm ca Domnul să-i dea cuvânt, ungere aleasă și să plecăm de aici binecuvântați de Domnul. Și atunci când avem ungerea Lui în viața noastră, săptămâna va fi plină de har. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.